Salutare, aici l-am pe Huawei P50 Pro, iar astea sunt primele mele impresii despre dânsul. În cutie avem încărcătorul de 66W cu cablul aferent de 6A. Deci atenție că dacă îți pierzi cablul, nu o să ți se mai încarce cu alt cablu la 66W. Totodată, tot în cutie, mai primim și husa asta de silicon transparentă. Trecând la cine interesează, ăsta e telefonul, l-am și eu pe auriu ăsta, pe gold, pe auriu. Iar acum niște mici detalii despre construcție. Are 72,8 mm lățime, deci este destul de comod de utilizat, 8,5 mm grosime și având în vedere că este un flagship, 195 de grame, nu este chiar atât de mult. Mai ales și având în vedere că este destul de îngust și îl face mai ușor de ținut în mână, așa că nici greutatea lui nu o să simți atât de mult. Avem sticlă față-spate și ramă de aluminiu, nu se specifică ce tip de sticlă este, habar n-am, dar avem și rezistență oficială la apă IP68. Și ecranul este unul relativ mare de 6,6 ecran ce este un Full HD Plus, deci 1228x2700 de pixeli. Deci da, mă repet, este cu adevărat Full HD Plus, pentru că nu-i nici chiar 2K, dar nici Full HD doar nu-i. La 120Hz, eu l-am pus blana acum la 120Hz. Și trecăm mai departe, la interior avem procesorul Snapdragon 888, deci cel de anul trecut, iar ăsta este scorul scos de către mine în Geekbench. Un scor destul de mic, zic eu, a fost și scoruri de 2500-2600 de puncte pe acest procesor și 1000 plus în single core. Acum rămâne de văzut până la review dacă își merită sau nu banii din acest punct de vedere. Trecând mai departe, telefonul ce l-am eu aici este varianta cu 8 GB RAM și 256 GB stocare, iar după cum poți să vezi, este Snapdragon 888, după cum ți-am zis mai înainte. Însă atenție că este doar 4G, nu avem 5G pe acest telefon. Apropo, această variantă de stocare în plus nu o să afecteze în niciun fel performanța telefonului, adică să zici că are o performanță mai bună doar pentru că are mai multă stocare. E adevărat deloc. Doar să îți încapă mai multe poze, jocuri și filmări și alte chestii de genul. Acum, trecând pe partea de camere, avem 4 camere pe spate, sincer nu știu care e care, însă mă gândesc că asta de jos este cea periscop, după cum o văd eu aici că arată. Deci asta periscop este de 64 de megapixeli, cu zoom optic doar 3,5x, destul de dezamăgitor din punctul meu de vedere, dar măcar avem autofocus și stabilizare optică pe ea. Trecând la cea principală, este una de 50 de megapixeli, nu se specifică exact ce senzor sau cât ar fi de mare fizic, însă și aici avem autofocus, dar și laser autofocus pe lângă stabilizare optică. Ultrawide din păcate are doar 13 megapixeli, dar măcar avem autofocus. Mai există o cameră de 40 de megapixeli, nu știu exact ce face asta încă, are și autofocus. Ce am observat totuși, probabil asta face acea cameră, atunci când dus pe camera principală, uneori însă are efectiv pe altă cameră și nu prea înțeleg de ce. Uite, exact cum a făcut acum, dacă ai apucat să vezi, pe partea de filmare. Maximul este 4K la 60 de cadre pe secundă, însă după cum putem să vedem aici, 4K la 60 duce doar pe camera principală și atât. Ia să vedem și selfie-ul, da, merge și pe selfie la 4K 60, măcar atât. Și că tot vorbeam de camera selfie, din punctul meu de vedere este destul de dezamăgitoare, este o cameră de 13 megapixeli, dar măcar avem autofocus. Mai apoi, trebuie să știi că nu avem jack de căști, deci jos avem doar USB-ul de tip C, care este de tipul 3.1, un difuzor și slotul pentru SIM sau nano SD, deci card de memorie de tip nano. Și în partea de sus cred că avem cel de al doilea difuzor. Aici cred că este un senzor IR, deci infraroșu, cum e pe telecomenzi, să-l folosești pe post de telecomandă. Și aici mai încoace avem un microfon, dar și din coace tot un microfon. Pe rama din stânga nu avem nimic decât o bandă pentru antenă, deci pentru semnal. Și aici mai avem butoanele de volum și butonul de power, ce are o inserție roșie. Totodată și niște benzi pentru antene, da? Și da, amprentele le strânge foarte bine, deja e plin de amprente, iar bateria de la interior este una de 4360 de mAh cu o încărcare rapidă, după cum ți-am zis, la 66W pe fir și 50W wireless. Stăm foarte bine la acest capitol. Amprenta este sub display, însă o să vedem la review cum se comportă. Acum hai să vedem și câte o poză cu fiecare cameră. 1X, ultrawide-ul, telefoto, cred că folosește tot camera de 1X aici, așa îmi dă impresia. Da, doar când trec pe 10X schimbă camera. Hai să fac la ceva mai îndepărtat. Uite la cealaltă lampă care stă acolo, săraca. Apropo, camera selfie este foarte, foarte wide. Ăsta e 1X pe camera selfie, adică o cameră selfie normală, și ăsta e cel mai wide cât poate camera asta. Măcar din punctul ăsta de vedere e chiar ok. La partea de detaliu nu mă dă deloc pe spate.
10X1, nu știu. M-am cam dezamăgit, probabil nu am focalizat bine. Da, camerele principale par să fie ce trebuie la banii plătiți. Nu pot să mă plâng, aici mai am niște poze cu telefonul celălalt. Nivelul de detaliu e acolo. Îmi place ce văd, deci pe partea de poze îmi place ce văd, cel puțin la prima vedere. Da, nivelul de detaliu pe modul macro e genial. Și apropo, se pune automat în modul macro, nu trebuie să îi pui tu separat. De-aia mi s-a tot schimbat acolo și mi s-a părut un pic enervant. Probabil după ce te obișnuiești cu ideea, o să-ți se pare fain că nu mai trebuie să pui tu manual pe modul macro. Însă totuși aș prefera să pot să pun eu manual pe modul macro, nu să-mi tot schimbe camera acolo din nebun. Per total nu știu ce să zic, pentru că nu avem serviciile Google aici. Iar viața este destul de nașpa fără serviciile Google. Asta pentru un utilizator obișnuit, zic. Pentru că da, ai niște chestii în plus de făcut atunci când vrei să instalezi o aplicație. Pe un telefon cu serviciile Google te-a dus pe Magazin Play și asta este. Aici ai de făcut mai multe artificii, să descarci APK Pure. Practic îți iei aplicațiile de pe unde poți. Ți-e descurci tu cumva. Mie îmi place foarte mult, atât ca și design arată genial, însă e magnet de amprente. Dar și pe partea de camere îmi place ce văd. Pe partea de ecran, probabil că se putea mai bine pe partea de procesor să fi pus ceva mai puternic. Deci pentru o părere mai detaliată, neapărat trebuie să vii la review, dar să știi că o să-l compar evident și cu Moto Edge 30 Pro, pentru că aceste două telefoane se găsesc la un preț similar. Moto Edge 30 Pro e ceva mai ieftin, însă nu știu, cu vreo 400-500 de lei maxim. Deci sunt efectiv din același buget. Până la următorul, lasă-mi părerea ta în comentarii, iar noi ne vedem la comparația dintre aceste două telefoane. Numai bine!